În aceste zile, centrul orașului va beneficia de curățenia de iarnă, cum se spune. Angajații Giurgiu Servicii Locale au demarat de ieri lucrările de igienizare și înlocuirea spațiilor verzi. Astfel, până la 1 decembrie, totul va arăta impecabil. În aceste zile desfășurăm o acțiune de igienizare și întreținere a tuturor spațiilor verzi din zona centrală, începând cu rondul de la spital până în zona liceului Maiorescu. Acțiune care cuprinde toaretarea arborilor, întreținerea spațiilor verzi, așa cum vedeți și în spatele meu, săpat, s-a fost desfășurată zona verde. A dispărut, așa cum se vede, gardul viu, care devenise în ultima perioadă un adevărat coș de gunoi verde al orașului. Aceste lucrări vor continua și în zilele următoare. Vom reloca băncile din această zonă, vor fi montate coșuri de gunoi, atât pe zona care am menționat-o ceva mai devreme, cât și în alte zone din municipiu. Lucrări de igienizare nu se vor executa doar aici, ci și în locurile unde situația o impune. Pe perioada următoare, atenția angajaților se va îndrepta și către toaletarea arborilor, dar și spre înlocuirea băncilor și coșurilor de gunoi deteriorate.